40 de elevi ai Școlii Populare de Artă și Meserii din Râmnicu-Vâlcea au realizat picturi pe sticlă pentru a evidenția cât mai multe tradiții din această perioadă. Expoziția Feeria Iernii aduce în prim plan obiceiurile legate de colind, împodobitul bradului, tăierea porcului, dar și imagini de iarnă transpuse de copii în picturile lor. Am ales anul acesta să o intitulăm pe această expoziție pe care o vedeți dumneavoastră pe holurile instituției noastre, Feria Iernii, deoarece tematica pe care doamna profesor le-a inspirat-o copiilor este aceea a sărbătorilor, a tradițiilor, obiceiurilor de iarnă românești. După cum vedeți, ei s-au descurcat foarte bine, noi îi apreciem, sunt remarcabile, le aduce bucurie, bineînțeles, atât cursanților cât și părinților să vizualizeze munca lor, după o muncă asiduă pentru cursanți micuți de 5-6 anișori, vă dați seama că este o muncă asiduă. Puteți vedea pe holuri aceste tablouri care sunt de la clasa de pictură a doamnei Corina Bunea și în spatele meu puteți vedea pictura pe hârtie realizate de cursanții clasei doamnei Corina Stanciu. Fiecare doamnă profesoară, indiferent de disciplina pe care noi o promovăm la Școala Populară de Arte, se străduiește să aducă noutăți, se străduiește să aducă valoare, apreciere cursanților noștri. Expoziția va putea fi văzută doar aici? Toată luna decembrie va putea fi văzută pe holurile Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu-Vâlcea, urmând ca în luna ianuarie să o mutăm la Biblioteca Județeană Antim Ivireanul pentru a putea fi vizualizată de un număr mai mare de iubitori de artă. Pentru realizarea lucrărilor, elevii au fost coordonați de profesoara de artă plastică, Corina Bunea. Este o tehnică de pictură pe sticlă, este dificilă pentru ei, expun copiii între vârste de 5 și 16 ani, și nu le-a fost chiar ușor să pregătească această expoziție, dar foarte încântați și foarte bucuroși. Cam câți copii au pictat? Păi 40 de elevi. Cam cât durează realizarea unui astfel de tablou? În jur de 8 ore, cam așa. Pentru că mai întâi pregătesc un desen, își imaginează o lucrare pe care ei vor să o expună. După aceea trecem desenul cu tuș pe sticlă, totul se face pe invers, așa, și după aceea se aplică culorile. Noi lucrăm cu culori de ulei, de exemplu. Și tehnica uscării e mai complicată, durează. Expoziția rămâne deschisă până pe 10 ianuarie 2023.